și a declarat iubirea pe scenă, iar o sală plină le-a fost martor atunci când a cerut-o de soție. Vorbim de naistul Ion Glodea, membru al ansamblului Plăieșii și viitoarea lui soție, Iuliana Rusu. Nu mult Rusu, mai are încă puțin, câteva luni să se bucură de acest titlu. Salutare, dragilor, bine ați venit. Mă bucur foarte mult. Eu pe puiul ăsta de om îl cunosc din cu totul altă atmosferă. Dar pe tine te-am văzut îmbrăcat în civil prima dată, cred că te văd. Așa, mai de casă. Mai răruți. Luați loc pe canapeaua noastră. Mă bucur că ați acceptat invitația și vreau să te laud, măi, ai un bărbat căruia nu este frică să îngenuncheze în fața femeii sale și cu așa de mulți martori. Te-ai pregătit mult pentru cerere. Da, din timp era gândul, dar nu știam exact când o să fie momentul. Și atunci când s-a decis data spectacolului nostru cu Plăieșii, zic, mă, acum e momentul. Deci că o să fie și multă lume ca spectatori martori, da? Deci la evenimentul care e frumos... N-are unde fugi? N-are unde fugi. Și plus la asta că se filmează, se fac live-uri, se imprimă, deci a fost, mai ales că eu am o activitate legată de scenă și zic că trebuie să fie chestia asta făcută din scenă, să fie frumos. Frumos, pus la punct. Așa, frumos. Băieții ți-au fost ajutori. Da. Au știut toți despre... N-au știut nimic. Nici colegii din Plăiești, n-au știut nici părinții, nici socrii. Tu cum ai putut deci să ții un secret? Așa, cu greu. Dar de cât timp ai pregătit? Ei, cam de jumătate de an. Jumătate de an. Ei, noi vorbim despre momentul în care a cerut-o în plin concert. Haideți să vedem și noi acest moment emoționant, un moment pentru care multe dintre fete abia așteaptă să le se întâmple și lor. Acum se pare că să vă amețeze și din un mesaj și pentru că Ion Glodea este conducător muzical, l-am delegat pe el să pregătească mesajul pentru dumneavoastră. Numai că... uneori emoțiile pot fi mai multe decât sucutim de acasă, așa că mesajul lui este înscris. Vă rog să vă uitați în clipa asta, toți la ecranul din spatele nostru. Sigur că am emoții și pentru spectacol și pentru tot ce se întâmplă aici. Dragă Ileana, eu te iubesc foarte mult, tu știi asta, și de acum încolo o să-ți demonstrez, cred că pe parcursul vieții. De aceea, primește-mi dar acest buchet de flori. Și am aici o cutuță. Vrei să fii soția mea? Hai să răspundem. Eu am auzit, da! A zis da! Am mai pierdut unul! Aplauze pentru ei! Minunat moment. Noi aici pe canapea discutam, criticam ca critici de artă. Cine dintre ei a fost mai emoționat? Ți-i strămurau mâinile când deschideai... Da, cutiuța, nu știam cum, nu știam unii se deschide și tot o roteam. Deci emoțiile și zic, băi, unii se deschide, trebuie să deschide de undeva. Tu nu vroiai să ieși pe scenă? Nu mai vroiam, deoarece nu știam absolut chiar nimic. Din ce urma să se întâmple. Se întâmple, da. Totuși ai urcat, ai fost conștientă când ai răspuns da. Da. Adică, oricum, așa-ți vedeai viața mai departe, da, alături de el. Cum ați făcut cunoștință?
am făcut cunoștință la colegiul unde am învățat. Deci, e un colegiu privat din capitală, da. Spun eu. E un colegiu privat din capitală, deci acolo am avut o activitate tot artistică și așa trecând pe coridoare, am observat-o prima dată, a doua oară, deci am făcut cu ochiul și zic, hai să ieșim în oraș, să stăm la vorbă, să mai sfătuim, să mai... Deci a acceptat, dar așa, nu s-a dat din prima chiar, zic, mai lasă, mai acuș. Mâine. Mai vedem. Da. Mai vedem. Și totuși relația între doi maturi, tineri maturi, așa cum sunteți voi, și iată că într-un an și jumătate, și jumătate s-a întâmplat și cererea în căsătorie. Da. Da. Îl întreb cum cu inelul, că știu că majoritatea bărbaților au această problemă. Cum să găsească mărimea corectă? Ia povestiți. Mai are câteva inele de, mă rog, ai personale și unul din ei buțit un pic. Și am zis că trebuie să mergem la meșter acolo la lombar, să-l reparăm, să-l îndreptăm, să-l facem așa cum trebuie. Și nu vrea, nu vrea inițial. Lasă-l că e bun așa, mergem. Zic, nu, trebuie să mergem să-l facem, să-l reparăm frumos. Și meșterul acolo l-a făcut cum trebuie. În timpul ăsta a plecat să cumpere apă. Zic, mă duc să cumpăr apă, că să bem un gând de apă. Că era vara. Da, era vara. Și respectiv, păi zic, cam jumătate de an. Uh-huh. Și respectiv am întrebat mărimea și mi-a spus-o, deși eu am pregătit tot, am cumpărat inelul, l-am pus în husa de la Night, pentru că acolo... Acolo nu se bagă. Da, nu are acces. Dar nu acces era acolo. Husa, ca să nu era Night. Nu era nici husa, da. Deci este la sediu unde la play și unde facem repetiții. Eu asta vreau să te întreb, pentru că de ce femeile... Nu mai vrei să ascult ceva și taman așa ceva, îl găsesc. Acolo. Nu era geanta, ca să vreau să mă uit. Dar de obicei nu verifică și nu... Dar tu ai simțit ceva? Intuiția ta de femeie ți-a zis că urmează, iată, scoată... Da, el ascundea ceva, deci... Adică tu simțeai că ceva nu e regulă. Dar mă gândeam, poate are emoții înainte de spectacol, nu știu... Dar cum ai putut tot ține tot spectacolul, a? Ei, a fost mai greu, deci la repetiții eram concentrat 100%, deci ce am de făcut în program, ca în concert, deci se meargă tot automat și eu eram cu gândul în alt numai parte. La momentul ăla care încercai să te schiezi. Mă privea dintr-o parte în alta, unde merg, deci cum ies, dansează, aplaud, văd ce face în spectacol, o ieșit de două ori din sală, deci o plecat. Da, zic, măi, să nu se duc acasă, zic, nici nu știi, zic, îți faci rău sau ceva, zic, sunt viața e viață, da. Dar a fost tot bine până la urmă și uitați-vă că am reușit. Bravo. Când nunta? Anul ăsta sau anul? Anul ăsta, în toamnă, am programat ziua, am luat în arendă, da? Un local din capitală, din centrul orașului, deci un local simpatic așa după noi. Merg pregătirile deja. Da, suntem în pregătiri. Bravo, ne bucurăm foarte mult pentru voi, să venim și să filmăm și la nuntă, dacă o să ne dați, să ne dați voie. În aceste momente vreau să lași mâna femeiei tale. Nu te temi, nu ți-o fur! Are emoții. Și eu am emoții. Ia-ți prietenul tău, pentru că fără el nicăieri așa și nicicum. Așa e. Și te invităm să ne cânti. Cu mare drag vrem să vă mulțumim pentru că ați ales ca să facem noi parte din emisiunea și din ediția dumneavoastră de astăzi. Și vă mulțumim pe această cale. Hai să vă cânt o piesă lirică, așa, mai de suflet, mai pentru îndrăgostiți, mai pentru toată lumea îndrăgostită și perechile tineri care se iubesc, care au de gând să formeze o familie și așa mai departe. Da, și familia se face atunci când e noapte nocturnă pentru voi cei de acolo, iar dragule, tu să ai două dintre cele mai frumoase spectatoare. Da, că restul pe aici prin platou sunt mai mulți băieți, vă lăsăm acum să ascultați această compoziție frumoasă, sper, pentru voi cei care iubiți.